În această situație sunt peste 1640 de pensionari. În total, lunar de la aceștia sunt opriți aproximativ 320.000 de lei. Popririle sunt aplicate fie ca urmare a neplății impozitelor, creditelor bancare, împrumuturilor făcute sau chiar executării judecătorești. Aceste popriri provin de la administrații financiare, impozite, taxe, amenzi neachitate, de la primării, tot la fel impozite, taxe, amenzi neachitate, de la bănci, credite neachitate, de la executorii judecătorești, în baza hotărârilor judecătorești, de la persoane fizice, s-au judecat persoane fizice cu persoane fizice sau persoane juridice cu persoane fizice, de la CRP-uri, împrumuturi neachitate și de la asociațiile de proprietari, neachitarea de utilități. O situație mult mai grea este a celora care și-au pierdut pensia definitiv. Dacă la peste 1600 de gorjeni li s-a instituit poprirea pe pensie, alte 180 de persoane au fost depensionate. Și asta din cauza faptului că cel mai probabil oamenii s-au pensionat pe caz de boală, iar ulterior starea lor de sănătate s-a ameliorat. Oricare ar fi valoarea datoriei pe care un pensionar o are de achitat, valoarea sumei pe care se pune poprire nu trebuie să depășească o treime din valoarea totală a pensiei.